Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un fenomen destul de întâlnit în această perioadă și anume de posibile cauze ale răsucirii sau schimbării formei frunzelor în culturile de tomate. Răsucirea frunzelor este problema cu care se ciocnesc aproape toți cei care cultivă roșii. În majoritatea cazurilor, acest fenomen de răsucire a frunzelor reprezintă doar reacția plantelor la condițiile nefavorabile, cum ar fi irigarea insuficientă, aerul uscat și fierbinte, aerisirea inadecvată în cazul tomatelor cultivate în solar, deficitul de nutrienți sau oscilațiile bruște ale temperaturilor nocturne și diurne. Astfel, plantele încearcă să se adapteze, de exemplu reducând suprafața de evaporare și răsucindu-și frunzele sub formă de bărcuțe. Principala cauză a răsucirii frunzelor de pe tufele de roșii este irigarea insuficientă. De aceea, culturile trebuie udate la timp și cu o cantitate suficientă de apă. De asemenea, ca să evitați evaporarea rapidă a umezelii din sol, îl puteți acoperi cu un strat optim de mulci. Și noi folosim această operațiune de mulcire a solului cu iarbă proaspăt cosită. După ce tundem gazonul, mulcim solul. Dacă irigarea optimă nu contribuie la soluționarea problemei, înseamnă că răsucirea frunzelor este cauzată de alți factori, unul dintre ei fiind deficitul de microelemente. În această cauză trebuie să fertilizați plantele cu un îngrășământ mineral complex. Noi la tomate folosim ca fertilizant cenușa și soluția pe bază de drojdie. Dar pe lângă factorii nutriționali există și agenți patogeni care provoacă răsucirea frunzelor de pe tufele de roșii. Aici vorbim despre virusul BCTV. De obicei, virusul nu determină numai răsucirea frunzelor, ci și chiar a tulpinelor. Planta devine hidoasă, deformată, cu fructe mici sau inexistente. Ca să evitați îmbolnăvirea celorlalte plante, aceasta trebuie smulsă cu tot cu rădăcini și trebuie arsă. Din păcate, în general, tomatele infectate cu acest virus BCTV mor. Nu există metodă de combatere a acestui virus. Iar o altă cauză a răsucirii frunzelor poate fi lipsa luminii. De aceea, dacă roșiile sunt plantate în solar, trebuie să ne asigurăm că folia solarului este curată pentru a putea pătrunde lumina așa cum trebuie. Iar dacă sunt plantate la liber, în grădină și avem copaci prin preajmă, să tăiem crengile care umbresc recolta de tomate. Cam astea ar fi cauzele răsucirii frunzelor de roșii. Sper că aceste informații să vă fie de ajutor. Să ne lăsați un like, un coment. Dacă vă place ceea ce postăm, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!